Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o ediție specială. Iată-ne din nou în această zi caniculară, după alte câteva, cu părintele Liviu Burlacu de la Bacău. Bine ați revenit! Doamne ajută, bine v-am regăsit! Ce faceți, părinte? Cum suportați canicula asta? Păi nu am o problemă cu canicula, pentru că nu sunt foarte, foarte voluptos. Și sunt tot timpul îmbrăcat, am reverenda pe mine care mă păzește de soare. Și vă ține și de răcoare. Și de răcoare și de cald. E bun. Da, haina Domnului este bună în orice vreme. Așa este. Părinte, aș vrea să discutăm astăzi, pentru că e un subiect destul de discutat peste tot. Și aș vrea să discutăm și noi puțin. Ce părere aveți de începerea școlii și de soluțiile pe care le-au dat cei de la guvern sau care nu le-au dat? Nu este tocmai preocuparea mea principală felul în care se începe noul an școlar. Spun asta de ce nu tocmai principală, pentru că fetele mele au terminat ciclul de învățământ în România, sunt fiecare la alte școli din alte țări și la locuri de muncă din alte țări, însă nu pot să vă ascund cumva, să fiu mincinos, pentru că am zis în atâtea rânduri că nu mint, că nu sunt preocupat de situația școlii și a învățământului la modul general, știind în anii aceștia de lucru cu dependenții de alcool și droguri, că una din cauzele principale ale consumului de alcool sau de droguri sau de alte substanțe interzise, cât și dezvoltarea de comportamente compulsive, și mă gândesc în primul rând la jocurile de noroc și nu numai, este și o educație precară la nivelul tinerilor și la modul general educație, sistem de învățământ destul de precar și care nu este axat și care nu corespunde nevoilor oamenilor, tinerilor, elevilor, copiilor noștri. În ceea ce privește deschiderea noului an școlar, timpul trece repede. Anul acesta a trecut foarte repede. Am stat 2 luni în carantină, cât a fost stare de urgență, în izolare socială, și acum suntem într-o izolare socială, o distanțare socială. Și am spus și în altă emisiune că nu am fost întru totul de acord. Opinia mea, nu a unui specialist, a unui om care aveam pe vremea aceea copil la școală și urma să dea bacul. Nu am fost în totalitate de acord cu felul în care s-a abordat problema din învățământ. Eu am zis că la vremea respectivă că era perfect dacă școlile s-au închis și nu mai este obiectul muncii, adică elevii, copiii, atunci absolut toți educatorii să fi intrat în șomaj, iar pe perioada șomajului, într-o lună sau două sau trei, cu toții să fi făcut cursuri de digitalizare, să fi făcut cursul prin care se deprindă această capacitate de a putea să predea și online. În timpul acesta de carantină și izolare și închis școlile, ministerele abilitate să fie asigurat un cadru tehnic optim, și aici mă gândesc la conexiuni internet în școli, pentru că sunt școli în rural care sub nicio formă nu au această capacitate. Părinte, iertați-mă, n-au toaleta în fundul curții și dumneavoastră. Despre asta vorbim. Căutarea unor soluții de a primi tablete, laptopuri, PC-uri și elevii din tot sistemul de învățământ, așa încât dreptul la învățământ, care este la educație, care este garantat de Constituție, să fie unul pentru toată lumea și să aibă acces toată lumea la sistemul de învățământ. Ca de obicei, la noi s-a făcut totul pe picior, pe genunchi.
care au putut să predea și s-au priceput să mânuiască un calculator au putut, care au știut, care au avut condiții asigurate de școală au avut, care au avut copii să poată să beneficieze de un învățământ online au beneficiat, dar vă spun că eu știu și cunosc foarte mulți elevi care în perioada de învățare, de predare și ascultare și notare online s-a făcut lucrul ăsta simbolic doar ca să se justifice niște salarii, să se justifice niște ore și așa mai departe. Adică nu și-a atins scopul după mine. Comparativ cu ceea ce se întâmplă în restul lumii, în Europa și nu numai, școlile, din câte am înțeles eu, li se vor da drumul să funcționeze normal. Numai la noi e altfel. Am auzit variantele acestea propuse de guvern, de minister, mi se pare, prin care este o variantă pentru cod galben, cod roșu, sub 1,5 la 1000 de locuitori contaminați, sub 3 la 1000 din... Iarăși cârpele. Părinții mei și eu provin de la țară, socrii mei sunt la țară. Am o mulțime de beneficiari în centrul Izvorul Tămăduirii dependenți de alcool care sunt de la țară. Nici urmă de internet la unele școli din țară, din mediul rural. O mulțime de copii necăjiți care nu au calculator sau laptop. Îmi spunea ieri la biserică, mă întâlnisem cu cineva care era în aceeași dilemă și întrebarea dumneavoastră. Păi, părinte, eu am 5 copii, avea o mamă, care avea o pregătire. Eu am 5 copii, dar nu am 5 laptopuri, telefoane, tablete și nici internet să facă față la 5 conexiuni, 6 și încă altele. Va fi imposibil pentru ai mei, nu știu cum vor face, pe rând la cele două calculatoare pe care le-am strâns cu chiu cu vai prin casă și care și așa merg foarte greu, foarte vechi fiind. Își spunea mama întrebarea, ce fac cu copiii mei? Uh-huh. Vor putea să învețe? Vor înțelege ceva? Va fi o notă corectă, o evaluare corectă? Unul dintre ei era într-a opta. Va da capacitate? Nu va da? Va fi concurs de dosare? Nu va fi? Va fi defavorizat că nu are acces, utilități tehnice față de alții care au? Își punea problema că a meu, dacă nu are de unde, cu ce, de la cine, va lua 7, 6, 5 sau poate nu va trece la capacități, deși până acum a fost de 9 și 10. Își punea întrebarea și mi se pare firească îngrijorarea unei mame. Va fi defavorizat și el, care este un copil foarte bun, în loc să aibă 9 sau 10, cât ar fi putut să aibă, va avea un 6 și va fi deprivat de o școală la care își dorește să acceadă, de o meserie pe care dorește să o urmeze în viitor, de o viață până la urmă la care nu va avea acces. Întrebări firești pentru o mamă, mi se pare. Firesc și ținând cont de faptul că viitorul țării este în mâinile lor. Da, mai interesează pe cineva? Nu. O întrebare retorică și un pic obraznică din partea mea. Nu știu pe cine mă interesează. Ce părere aveți despre părerea noastră personală și ca preot fiind, pentru că slujind în biserică, aveți pe undeva cam aceleași reguli. Cum pot suporta acești copii să stea 3-4 ore, dacă e vorba doar de atât, să stea cu măștile pe față atâta timp? Eu nu știu, eu mă duc într-un magazin. Da, este o mare problemă. Și nu suport acel 10 minute, un sfert de oră cât stau eu în magazin și mă sufoc. Poate dă Dumnezeu să dezvolte un tratament, o imunizare corectă și să poată reveni viața la o anumită normalitate. Normalitate pe care o observ în Occident. Preocupare pentru a reveni la normalitate pe care o observ în Occident. Cu mască pe față este foarte incomod, într-adevăr. Și eu nu sufer din cauza aceasta, sunt alergic la anumite substanțe, iar când masca aia mirită nasul, deci îmi vine să strănu, deci se sperie toată lumea de mine, deși n-am nimic. Uh-huh. Pe de altă parte, am stat și m-am uitat și la Sfânta Biserică, pentru că în Biserica Mănăstirii Buna Vestire Tisa Silvestri, unde slujesc, a fost un număr de oameni ieri, să spunem 50, restul au stat în curtea bisericii și au ascultat slujba la difuzoare. Uh-huh.
mă gândesc la mine, cât de greu mi-ar fi să aud cuvântul preotului fără să-i văd fața, vorbind despre anumite păcate sau anumite lucruri pe care să le fac sau să nu le fac. Mă gândesc cât de greu mi-ar fi să-mi ascult sufletul, simțurile, inima, să fie acolo prezentă lângă Sfântul Altar și să trăiesc de plin bucuria morții, învierii lui Hristos, a despătimirii. Sunt lucruri care se fac acum cu a nevoie și oamenii se adaptează, fac eforturi pentru a se adapta, însă mă îndoiesc că rezultatele sau așteptările sunt cele pe care le așteptăm. În privința învățământului, eu sunt sceptic de mult, pentru că de foarte mult timp învățământul este foarte puternic axat pe informație și mai pe informare, pe informație și mai puțin pe formarea persoanei, mai puțin pe orientat spre a deprinde meserii, noi meserii care se caută să iasă buni profesioniști. Și din cauza asta, vedeți, ne confruntăm și eu personal la Centrul Izvorul Tămădurii, mă confrunt cu o lipsă de personal specializat. Vă dau un exemplu. Am solicitat la universități din Iași și nu numai, pentru a face practica la centrul rezidențial, persoane care se specializează sau care fac un master pe psihologie, pe asistență socială, și practica era întreruptă din cauza COVID-19, era suspendată, nu mai era necesară. Ori eu, cu un absolvent fără practică, nu prea am ce face cu el. Teoria pe care o învață la școală, cursurile, sunt foarte faine. Metodele, felul în care se aplică testarea, evaluarea, felul în care se face psihoterapia, terapia, consilierea și așa mai departe, sunt foarte faine. Dar până se deprind lucrurile acestea, este nevoie de foarte multă practică în domeniul dependențelor, cel puțin. Sunt o mulțime de cursuri de formare și știu că inclusiv psihologii și psihoterapeuții din echipa de la Centrul Izvorul Tămăduirii sunt obligați prin colegiile lor să aibă un anumit număr de ore de cursuri de formare în fiecare an. Se fac online, dar una este un curs de formare online și altul este un curs în care îl facem de formare sau perfecționare față către față, în care se învață gestică, mimică, citire. Și simți energia. Da, nu mai discutăm. Încât este un pic tăiată, un pic știrbită capacitatea acestor viitori profesioniști de a se dezvolta și până la urma urmei de a beneficia de aceleași condiții de formare, instruire și educare pe care le-au avut și ceilalți generațiile precedente. Nu știu dacă lucrurile astea se au în vedere de către educatori, de către cei ce conduc sistemul de învățământ, însă mie mi se pare că nu mergem din mai rău în mai bine, mergem din rău în mai rău. Iarăși suntem puși în fața situației de a alege răul cel mai mic. Apropo că vin și alegerea cu și locale. Da, mi-ați aruncat la fileu un subiect pe care ați spus că sperați dumneavoastră să apară cât mai repede o soluție pentru imunizare. Eu, din câte am urmărit și în ultimul timp tot am urmărit medici de specialitate care vorbesc vis-a-vis de cum se comportă acest virus la mutațiile care le au virusii aceștia, tulpinile cum sunt și la gripe, mai multe tulpine pe un segment, nu cred că există, cel puțin până, după părerea mea și ceea ce au spus medicii, o variantă de imunizare a organismului printr-un vaccin atâta timp cât el se schimbă structura de la o perioadă la alta. Să sperăm că specialiștii în domeniu vor găsi soluții și la această problemă, la această provocare. Oamenii întotdeauna au găsit soluție la provocări, mai ales la provocările mari, și au rezolvat și istoria va consemna și lucrul acesta. Ceea ce pot să vă spun
până atunci am putea face ca viața noastră să decurgă cât mai aproape de normal, dacă și condițiile și grijile celor de sus vor fi adaptate nevoilor, vor fi adaptate și condițiilor socio-familiale și economice ale cetățenilor țării noastre. Am fetele în Danemarca, n-au avut nicio problemă legată de atâtea și atâtea restricții, duc o viață normală, își desfășoară viața și munca și activitatea la modul normal. Cealaltă mică este în Maastricht, la medicină, și acolo mi-a zis la început că eu sunt singura pe stradă care purta mască. Dragă de ea. Da, ea este foarte prudentă și a plecat de aici exact în momentul în care la noi era peste tot duhul acesta al izolării, a distanțării, mască și așa mai departe. Nu am văzut atâta strictețe și atâta severitate acolo. Și din ce urmăresc și văd, nici atâtea cazuri de infectare. Probabil sistemul lor de sănătate este pregătit mult mai bine decât al nostru, sunt sigur că așa este, pentru a face față tuturor solicitărilor și nevoilor pe care ei le pot întâmpina în țările lor. Și dacă tot suntem la subiectul ăsta, părinte, părerea mea este, e părerea mea proprie, toată lumea vorbește când e vorba de COVID, de ce se întâmplă, de cât e de grea boala, de cât de mult suferă oamenii, într-adevăr suferă, am văzut cazuri date la televizor, nu știu, poate sunt cele mai grave pe care le-au arătat, ori fi și mai ușoare, în care oamenii suferă într-adevăr foarte, foarte mult, dar nimeni nu dă un sfat în ceea ce privește felul de a te hrăni, ce să iei ca să îți întărești imunitatea, este perioada verii. Lumea vorbește, hai să mâncăm fructe, hai să mâncăm legume și atât. Dar sunt pentru întărirea imunității, sunt anumite lucruri pe care poți să le luai, să le iei. Putem să le luăm. Și am observat unele persoane cu care am stat de vorbă și care au avut internare de COVID și au spus că foarte mult i-au ajutat tot ce ține de partea apicola. Miere de albine, polen, propolis, deci asta este un aliment care întărește imunitatea. Un regim de viață sănătos, pe care oarecând l-am experimentat și noi, face să iasă un popor sănătos și din punct de vedere sufletesc și din punct de vedere fizic. Mens sana in corpore sana. S-a uitat într-adevăr de mișcare, de sport, de alimente tradiționale, de alimentele alea de la țară care sunt foarte naturale. Se mănâncă foarte mult fast food, foarte mult chimicale, foarte multe euri. Și asta slăbește imunitatea organismului, într-adevăr. Nu sunt specialist, dar oricine poate să observe. Sigur. Că generația de astăzi, generația pro, cum le spun eu, după 90, este o generație care face foarte puțină mișcare, foarte multe persoane obeze, foarte multe persoane care au înlocuit mișcarea cu calculatorul sau cu telefonul. Și se deplasează cu mașina. Se deplasează cu mașina sau cu trotineta electrică. Și aia e bună până la urmă. Da. Tot face o mișcare în plus, nu te așezi pe scaun. Mâncare pe fugă. Da. Mesele din familie, cina din familie, masa de prânz din familie a dispărut. Mhm. Masa aia de o oră din Moromeții, în care se citea și un ziar, în care se și discutau problemele familiei și se găseau soluții, este ceva din timpul acela, în vremea aceea, așa cum încep unele evanghelii la noi. Încetul cu încetul vedeți lucrurile care sunt sănătoase și care sunt și ziditoare de suflet și care îl fac pe om să rămână, îl ajută pe om să rămână în rostul lui, ăla rânduit de Dumnezeu, sau cam epuizat sau cam depărtat. Rare ori mai găsim obiceiul ca la ora 13 să lase omul sapa în câmp, în picioare, să lase găleata deoparte, să lege animalul cu funia de stâlp și să se ducă să-și servească masa. Este ora mesei, nu așa se cheamă? Ora mesei, nu 5 minutele mesei. Da, așa este. Se numește ora mesei. Doar că spre dezavantajul nostru
seceta care a pus stăpânire anul acesta pe câmpurile noastre. Și pentru că tot e o discuție așa mai largă, vorbim mai puțin de dependențe. Care are legătură cu dependențele, da. Pentru că un regim de viață nesănătos și care nu aduce satisfacții și fericire și împlinire omului, stare de bine, oamenii vor căuta să-și procure această stare de bine, această stare de fericire, cu ajutorul altor substanțe, alcool, drog, țigări, cafea, internet, site-uri, pornografie și așa mai departe, păcănele, jocuri de noroc. Omul este într-o permanentă fugă și căutare a fericirii. Clar, fericirea este găsibilă acolo unde este iubire, iar rezervoarele de iubire nesecate sunt la Dumnezeu. Alte rezervoare de iubire sunt la familie, la părinți. Dar acestea sunt limitate, pentru că fiecare are problemele, neputințele, păcatele și patimile lui. Copiii noștri au nevoie de foarte multă iubire, iar cei care, și am experiența asta, cei care îi vedem în apropierea lăcașurilor de cult, în apropierea bisericilor, în apropierea preoților și mai ales a duhovnicilor, care și aceștia sunt din ce în ce mai puțini, oameni cu duh și cu dar de la Dumnezeu, de a asculta, de a da sfaturi, de a răspândi în jurul lor fericirea dăruită și lor de Dumnezeu, oamenii din aceștia sunt din ce în ce mai rar și mai puțin. Totul a început, totul se face în viteză, se face într-un ritm foarte alert și, vedeți, lucrul acesta are o strânsă legătură și cu dependenții mei de care mă ocup. Da, am persoane care, vreau să vă zic, deci, caragios, lucru care nu-l întâlneam acum 10-15 ani, sau auzeam de raruri extreme, de cazuri extreme foarte rare, persoane care la 20 și câțiva de ani, da, sunt dependenți de alcool, beau de la 13-14 ani, beau tărie, vodcă, țuică și așa mai departe, de ori și unde, și spirit chiar uneori, da? Și la 20 și ceva de ani s-au auzit de cazuri dependenți care au ciroză sau varice esofagiene sau hemoragii interne cauzate de alcool. Deci sunt lucruri îngrozitoare. În mod normal, la 18 ani un tânăr se apucă să guste prima dată sau are voie să bea într-un loc public o băutură alcoolică. La 22, deci m-am întâlnit cu tineri care efectiv viața lor este ruinată din cauza alcoolului și a dependenței de alcool, nu numai a consumului de alcool. Din mediul rural sau urban? Și. La țară se bea fără discernământ, în oraș se bea fără discernământ, de foarte multe ori întrunirile, petrecerile, bairamurile lor, cum își spun tinerii, sunt efectiv un loc în care se adună și se bea și se fac adevărate concursuri de care bea mai mult, de care este mai rezistent. Iar cel care se amețește sau se îmbată este subiect de haz sau de râs, de luat la mișto. Deci vă dați seama cât de mult s-a pervertit lumea. Înainte se spunea, uite un om ca lumea. Lumea reprezentând un reper pentru normalitate. Astăzi se spune, da, astăzi se spune, uite, este un om marfă. E cool, e marfă. Marfă este argoul pentru droguri. Da. Deci vă dați seama în ce situații suntem. Am venit de la Timișoara și am făcut o emisiune cu un terapeută săptămâna trecută. Am fost și fost dat sâmbătă. Am urmărit duminică, emisiunea, da. Bineînțeles. Și vreau să vă spun că fiind și în concediu doamnele respective, ne-am plimbat. Mi-am permis și eu un mic concediu de 3 zile cât a fost, vineri, sâmbătă, duminică, și le-am dus la mănăstiri. Le-am dus prin locurile frumoase din zonele noastre ale Neamțului. Și spre mirarea mea, mi-a fost bine să văd, am văzut la mănăstiri și tineri. Vă referiți la monahi, la frați, la slujitori, la vețuitori? Nu,
Mă refer la oameni, la pelerini ca noi, care s-au dus și au vizitat și au spus o rugăciune și am văzut și tineri și asta m-a bucurat. Tinerii, să știți că reprezintă o categorie foarte frumoasă a creștinilor și credincioșilor, care sunt, cum este și firesc, într-o mare căutare de spiritual. În tumultul vieții acestea, care este profund secularizată, puternic axată pe valori financiare, existențiale, care sunt necesare și astea până la urmă, da? Resimt după un anumit timp nevoia aceasta de a-și umple și sufletul. Nu numai mănăstirile, și bisericile, și mănăstirea unde eu slujesc, la Tisa Silvestre. Foarte mulți tineri vin, participă la Sfânta Liturghie, primesc Sfintele Taine ale Bisericii, participă la Sfântul Maslu, la Spovedanie, la împărtășirea din trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Ascultă cu deosebită atenție și evlavie cuvântul de învățătură al preotului care este rânduit să-l țină. Asta nu poate să fie decât un lucru foarte îmbucurător și dătător de speranță, cel puțin pentru cei ca mine, care vedem că nu este totul pierdut. Tragem speranțe, nădejde că nu este totul pierdut. Pentru că reîntoarcerea, revenirea la adevăratele valori pe care sunt și este construit și pe care s-a bazat și a crescut neamul nostru românesc, cred că este soluția. Raportarea la valori morale solide, la valori resurse care să nască alte valori, raportarea la nivel, la modele de oameni cu o înaltă ținută morală, cu o înaltă ținută profesională, cu o înaltă ținută etică, și sunt și din aceștia, slavă Domnului, numai că nu sunt atât de bine promovați. Cred că reîntoarcerea la adevărate valori, sau la matcă, de fapt, este și soluția pentru supraviețuirea sau pentru fericirea neamului nostru. Altfel, dacă nu ne vom raporta la aceste valori morale superioare, nu ne vom reîntoarce la niște valori etice, civice, sociale superioare, atunci nu ne va fi foarte ușor în mersul înainte, în felul acesta. Din nefericire, vedem că în situația dată, din prezent, și de această încercare, dar este bună și încercarea aceasta cu virusul acesta, cu COVID-ul acesta, blochează, dar eu cred că vor găsi oamenii înțelepți, vor găsi soluții, vor găsi portițe și vor găsi și ieșiri din situația actuală, pe care se vor putea plia foarte bine și foarte solid și foarte ușor cei ce doresc să se dezvolte, să progreseze și să își găsească într-un final liniștea, bucuria, pacea, armonia, fericirea. Eu m-aș bucura dacă s-ar fi lucrul ăsta să ajungă la conducerea țării și în guvern și în parlament doar oameni care sunt un exemplu pentru ceilalți. Atâta timp doar că... ăsta este un cuvânt foarte pretențios. Da. Noi nu prea am avut. Să știți că eu sunt un iubitor de istorie și am studiat în viața mea și istoria universală și istoria religiilor și istoria Bisericii Universale și istoria Bisericii Române, Ortodoxe Române, și istoria patriei. Și să știți că în decursul istoriei noastre nu am avut aproape niciodată aleși într-un guvern, în ministere, în care să fie doar. De foarte multe ori am avut asemenea organe destul de stângace. Însă, în istoria noastră, a poporului nostru, am avut din când în când oameni extraordinari, oameni providențiali, parcă trimiși de Dumnezeu. Și unii dintre ei au devenit și sfinți. Sfântul Ștefan cel Mare, Sfântul Voievod cel Mare, Ștefan cel Mare, și încă alții și încă alții care au făcut față cu brio și provocărilor istoriei și provocărilor date de apărarea gliei străbune și au făcut față cu brio, fie cu foarte multă fermitate, fie cu foarte multă dragoste,
fie chiar prin jertfa personală, și mă gândesc aici la Constantin Brâncoveanu și fiii lui, prăznuiți recent, pe 16 august, au dat exemple puternice de moralitate, de credință, de statornicie, de înțelepciune, de vitejie, de smerenie în același timp. Uneori au dat și au impus exemplul acesta lor chiar cu sabia și a mers mai departe. Organisme, organe din acestea de parlament, de guverne, nu au fost cele mai strălucite. Probabil și nu vreau să fiu luat în nume de rău, ne-ar fi trebuit și nouă în timpul acesta de după 89 încoace un domnitor, un rege, un conducător, să-i spun, un președinte providențial. Am fi avut nevoie de un bun român, de un patriot adevărat, care să nu urmărească alte interese sau să nu slujească cel puțin la alți domni și la alte porți. Însă lucrul acesta este rânduit tot de Dumnezeu. Probabil este nevoie să mai suferim, să învățăm, să nu ne uităm trecutul, să ne-l asumăm și să dăm mână de la mână, să ne unim unii cu alții, cei care putem spune, învăța, face ceva în sensul acesta, și să impunem, să ajutăm să vină un asemenea om care să ne ajute, să ne ajutăm pe noi. Eu cred că, și sunt un optimist prin fire, eu cred că Dumnezeu ne va rândui, pentru că au trecut 30 de ani plini de la 89 încoace, în care unii au plătit cu sânge libertatea. Cred că Dumnezeu după 30 de ani ne va dărui un asemenea conducător. Însă este nevoie să fim și noi cu luarea minte. Sper să nu fie de nevoie de 40 de ani, așa cum a fost cu poporul evreu la ieșirea din robia Egiptului, când 40 de ani au tot umblat prin pustiu până au murit toți și a intrat în țara făgăduinței un popor nou, un popor ales. Să vă audă Dumnezeu, Părinte, și eu îndemn pe oricare om, în momentul în care este trist, abătut, să pună mâna pe Biblie și să citească Biblia, pentru că este cartea de căpătâi care a rămas neclintită în tot ceea ce s-a scris până în momentul acesta. Asta este părerea mea. Da, este o părere foarte sănătoasă. Vreau să vă spun că mulți dintre creștini, știți, citesc Psaltirea pentru ajutor în vreme de ispite, de nevoi, de boli, de calamități și așa mai departe. Vreau să vă spun că Psaltirea este un minunat manual de psihologie. Dacă vrem să găsim terapie, alinare pentru suflet și de orice fel, de orice boală și neputință, cei care au minte și citesc cu atenție Psaltirea vor găsi acolo o groază de soluții pentru toate problemele cu care un om se poate confrunta în întreaga lui viață. Cei care citesc Vechiul Testament, numai citind legea, decalogul lui Moise, legea morală a Vechiului Testament, și dacă ar pune un pic în practică o mulțime de probleme, o groază de probleme și de boli și de patimi, nu ar mai avea locul pe pământ. Cinstește pe Domnul Dumnezeul tău, să nu furi, să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu mărturisești strâmb. Cinstește pe mama și pe tatăl tău ca să trăiești în mulți în pământul pe care Dumnezeu ți-l va da ție. Numai câteva la întâmplare, dacă ar fi respectate, vă dați seama cât pace, cât bine, cât frumos ar fi printre noi? Ce bine ar fi. Cele 10 porunci, da. Iar Noul Testament, care vine să desăvârșească legea Vechiului Testament, este suficient dacă am reține de acolo porunca Mântuitorului Iisus Hristos, pe care ne-a dat-o nouă tuturor. Căci a zis Hristos, poruncă nouă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi. Păi noi nu ne mai iubim noi pe noi, dar unii pe alții. Iar acum Hristos ne-a iubit pe noi, adică s-a dat pe sine jertfă lumii ca să jertfească păcatele noastre. A murit pentru lume ca să moară păcatele noastre. Și întâi și întâi Hristos, după moartea sa pe cruce, prin răstignire, întâi și întâi ce a făcut Hristos? Nu s-a înălțat la ceruri,
ca să șadă de-a dreapta Tatălui, cum mărturisim în simbolul de credință. Întâi și întâi s-a coborât la iad pentru a dezlega porțile iadului pentru toți cei care până atunci de la facerea lumii au așteptat izbăvitorul, cel care să le redeschidă porțile raiului, închise și ferecate de păcatul strămoșilor noștri Adam și Eva, păcatul mândriei și al neascultării. Oare câți dintre noi am putea să ne apropiem de Hristos iubindu-ne unul pe altul, dar nu iubindu-ne unul pe altul doar spunând Doamne miluiește sau Doamne, Doamne, iubindu-ne unul pe altul, făcând ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit nouă. Chiar vineri am avut un articol în Cotidianul de Bacău, Deșteptarea, unde eu scriu de vreo 12 ani, un cuvânt pentru suflet, în care spuneam acolo, în pilda tânărului bogat, că nu este suficient să cunoști legile. Nu este suficient să nu ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat, să nu mărturisești strâmb. Este nevoie mai mult de atât. Și Noul Testament, Hristos asta ne spune, este nevoie mai mult de atât. Să facem dovada lucrurilor acestora, prin mângâierea bolnavului, prin cercetarea lui, prin cercetarea celui din temniță, prin îmbrăcarea celui care este dezbrăcat și nu are cu ce să se îmbrace, prin oferirea unui pahar de apă și a unui blind de mâncare, celui care nu are posibilitatea să-și o procure singur, din diferite motive. Și atunci înseamnă că ne iubim unul pe altul. Mă întâlnesc și în terapie de foarte multe ori și vin la mine dependentul de alcool. Nu vreau să discriminez pentru că sunt și doamne și domni. Dar am zis dependentul de alcool și cu soția lui. Și îl întreb pe el, pe dependent, tu îți iubești copiii? Îți iubești soția? Familia ta? Da, părinte, îi iubesc. Păi dacă îi iubești, aceștia pe care tu, despre care tu spui că îi iubești, te-au rugat de nenumărate ori și le-ai promis de nenumărate ori că nu vei mai bea. Ce te-a oprit să le dovedești că tu iubești, oprindu-te de la consumul de alcool? Și rămâne descumpănit, pentru că nu numai a vorbi, numai a promite, reprezintă ceva, ce a face acel ceva. De altfel, criteriile judecății de apoi ni le dă Hristos. Domnul Hristos, pentru a ne lămuri cu aspectul acesta, ne spune clar care sunt criteriile după care vom fi judecați. Nu ne va întreba dreptul judecător dacă ai respectat poruncile, dacă te-ai rugat, dacă ai citit psaltire sau nu știu ce, sau nu știu ce. Hristos ne spune singur. Nouă. Întrucât pe cel bolnav l-ai cercetat, la cel din temniță ai fost, pe cel gol l-ai îmbrăcat, celui însetat i-ai dat să bea, celui flămând i-ai dat să mănânce, întrucât acestea le-ați făcut unora mai mici ca mine, mie mi le-ați făcut. Intră într-o bucuria Domnului tău și ne gătește și ne promite intrarea în rai. Iar lucrul acesta, vedeți, în marea iubire a lui Dumnezeu, este rânduit tuturor oamenilor, indiferent de vreme la care noi suntem chemați la El. Pentru că mulți chemați, puțin aleși, se spune. Dumnezeu ne cheamă pe toți să participăm la cina cea împărătească. Vă aduceți aminte că a ieșit Hristos și a chemat la țarna Lui, în via Lui, lucrători. Și a ieșit la primul ceas al zilei și au răspuns, care vine să lucreze pentru un dinar? Și au răspuns ăla, vin eu. Și a ieșit și peste 3 ore, pentru că mai avea nevoie de lucrători în țarna lui. Dau un dinar, cine vine să lucreze? Și a mai venit încă ăla și a mai ieșit și în ceasul al 9-lea. Și iarăși a chemat lucrători tot pentru un dinar. Și a ieșit și în ceasul al 11-lea și a mai îndemnat să vină lucrători la via lui. Și au venit și le-a dat tot un dinar. Tuturor Dumnezeu le-a dat aceeași răsplată. Problema s-a ridicat între oameni, că cel din tâi, Doamne, eu am lucrat toată ziua și mi-ai dat un dinar și ăsta care a venit numai pentru o oră, l-ai plătit la fel ca mine? Și Domnul ce i-a spus? Oare nu pentru un dinar ne-am tocmit noi? De ce cârtești? Primește-ți dinarul tău și pleacă. Noi întotdeauna vom găsi motiv de ceartă, de cârteală,
de vrajbă, de invidie, de ură între noi. Dar Domnul ne cheamă la sine, la dânsul, către rai, da? Oferindu-ne nouă tuturor aceeași posibilitate. Ei, asta înseamnă mult milostivirea lui Dumnezeu de a-și împărtăși darurile prin Duhul Sfânt tuturor oamenilor deopotrivă. Iar darul lui Dumnezeu este, și darurile lui Dumnezeu sunt daruri care copleșesc omul. Omul este copleșit de darul lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată să vă duceți să cereți de la cineva ceva și el să spună, uite, primește și asta, primește și asta, primește și asta, și atunci să fii copleșită și să spuneți, doamna Gina, dar n-am nevoie de atât. Și el să zică, nu, ia-le pe toate, că mie îmi face plăcere să ți le ofer. Da. La fel face Hristos cu fiecare dintre noi în fiecare zi și nu numai în fiecare zi, în fiecare ceas din zi ne cheamă la Hristos. Din cauza asta a fost mântuit și cel care a postit și a dus o viață de ascet și a respectat toate legile încă din tinerețe și a fost mântuit și tâlharul de pe cruce, care a fost un tâlhar toată viața, dar s-a pocăit, s-a despătimit în ultimul moment și l-a dorit pe Hristos, pentru că l-a cunoscut pe Hristos nu cu ochii și cu mintea numai, l-a cunoscut și l-a simțit pe Hristos cu sufletul lui. Și a înțeles că Hristos în sufletul lui poate să-i aducă ceea ce el nu a avut și pentru care poate s-a războit, s-a răzvrătit și a săvârșit mulțime de păcate o viață întreagă. Omul ăla, tâlharul ăla, și-a găsit liniștea. Nu știu dacă ați privit întâmplarea asta, pilda aceasta, prin prisma aceasta. Omul acela poate a fost în căutarea liniștii, în căutarea păcii și a fost nevoit, după mintea lui, să săvârșească atâtea nelegiuiri și a găsit liniștea. Și-a găsit pacea prin iertare, pur și simplu. Iar Hristos, care cunoaște inimile tuturor, l-a primit și a făgăduit raiul. Astăzi, adevărat, îți spun ție, vei fi cu mine în rai. Da. Părinte, minunată. Nu știu, emisiunea asta mi se pare poate una dintre cele mai reușite. Am vorbit mai puțin despre dependențe, poate. Da, dar a fost nevoie. Dependențele, cauza dependențelor, în afară de moștenirea aia genetică, cauza dependenților principală este vidul existențial, adică neraportarea omului la valorile morale. Care sunt alea morale? Sunt alea legate de Dumnezeu. Așa cum și-l are fiecare Dumnezeu în religia lui, fie că este ortodox, catolic, protestant sau altceva. Atât timp cât omul se raportează și respectă aceste valori morale care sunt date de Dumnezeu, nu se poate altfel decât viața noastră să fie încununată de fericire, succes și bine. Când omul caută el să fie Dumnezeul vieții lui, atunci toate vor fi sortite eșecului. Priviți la religii și la biserici. Sunt atâtea religii și atâtea biserici. Niciodată Hristos nu a zis că am întemeiat sau am lăsat biserica ortodoxă sau catolică sau evanghelistă sau adventistă și așa mai departe. Corect. Hristos a zis că există un domn, o credință și un botez. Religiile sunt creația oamenilor care au reușit și au putut, atât cât au putut, să-L cunoască pe Hristos prin prisma educației, prin prisma sufletului, prin prisma propriilor lor trăiri. Unirea cu Dumnezeu într-o singură biserică este unirea când se va produce tot prin voia lui Dumnezeu, va fi tot darul Lui și reîntoarcerea la o singură credință, la credința cea adevărată, despre care a vorbit Hristos, Mântuitorul nostru. Există un domn, o credință și un botez. Așa este. Părinte, avem certitudinea că Dumnezeu nu are religie. Dumnezeu este Dumnezeu și Dumnezeu este iubire. Și așa cum pot să dați voie să vă completez și eu tot ceea ce ați spus, Iisus Hristos ne spune foarte clar, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Of, ce greu este asta! Dacă nu te iubești pe tine, n-ai cum să știi cum să iubești pe altul. Păi știți, în programul nostru, vă întrerup, și nu este în obiceiul meu și nici nu este frumos, dar în programul nostru de terapie, de la Izvorul Tămăduirii, la acceptarea problemei, a alcoolismului sau a dependenței de droguri, sau după ce am acceptat problema, dependentul, beneficiarul, pacientul, după ce și-a acceptat problema, prima etapă este conștientizarea consecințelor consumului de alcool, de droguri, de păcănele și așa mai departe. Da. Primul pas după toate astea este iertarea. Și nu începem cu iertarea celorlalți care au vândut droguri sau cu iertarea
celor care l-au împins către consum. Începem cu iertarea de sine. Știți cât de greu este unui om să se ierte pe sine? Știți cât de greu este unui om să se împace cu sine? Știți cât de greu este unui om să-și scoată din cap greșelile trecutului? Și la toți le spun vinovăția. Sentimentul de rușine și de vinovăție, care are la bază mândria. Le spun la toți, ceea ce s-a întâmplat în trecut, nu ne mai putem noi întoarce înapoi. Oare am mai putea da timpul înapoi să îndreptăm greșelile trecutului? Putem să învățăm din ele și să nu le mai repetăm. Doar trăind în prezent, doar trăind în ziua de astăzi, vom putea să ne apropiem de Dumnezeu. Vom putea să intrăm într-o relație cu El, cu ajutorul rugăciunii, care este plugăria sufletului, este o punte de diamant, cum spunea Evagrie, monahul, care unește transcendentul cu imanentul. Prin rugăciune și prin apropierea aceasta tainică, prin tainele lui Dumnezeu, putem să ne unim cu Hristos. Unirea cu Hristos, îndumnezeirea omului, de fapt, se face prin tainele lui Hristos, prin harul Dumnezeu și prin multa lui milostivire. Căci Dumnezeu, prin multa lui bunătate, prin prea multa lui milostivire, revarsă asupra tuturor darurile care ne copleșesc neputințele noastre. Există zicerea aceasta că voi nu puteți greși cât vă pot ierta eu. Căci Hristos ne iartă nouă într-adevăr cât nu putem noi greși. Căci jertfa sa a șters păcatul de pe fața întregului pământ și a dăruit mântuirea gratis tuturor oamenilor care sunt dispuși spre despătimire. Metanoia, pentru că acesta este termenul, nu este însă un proces ușor. Căci dacă metanoia, îndreptarea, despătimirea și îndumnezeirea omului nu este propriul meu efort, propria mea lucrare, atunci meritele, atunci bucuria, satisfacția, nu ar mai fi a mea. Iar la judecata particulară, când judecătorul propriu va fi propria noastră conștiință până la judecata de apoi, ne va spune, ai făcut cele bune sau ai făcut cele rele. Pentru că într-o clipită, întreaga viață și toate faptele săvârșite de om vor trece prin fața propriei conștiințe a fiecăruia dintre noi. Și noi ne vom situa în loc de verdeață și de odihnă și de fericire sau în loc unde este chinul veșnic în depărtare de Dumnezeu. Pentru că chinul veșnic, ghiena focului sau iadul, nu este un loc materialnic. Nu este un loc chiar unde este smoală și diavol și coarne și furci și așa mai departe, ghiena. Ghiena focului, știți de unde vine termenul acesta? Este de la groapa Gehinom. În Ierusalim, gunoaiele erau aruncate afară din cetate și era o groapă de gunoi, cum sunt pe lângă toate orașele, care n-ar mai trebui să fie grob de gunoi, luăm infringement și amendă pe fiecare zi din cauza asta, care se numea Gehinom, adică locul unde focul nu se stinge niciodată, pentru gunoaiele în permanență ardeau. Și cei care au explicat despre cum ar fi iadul, au folosit această imagine plastică, Gehena focului, Gehinom, valea aceea, în care focul arde în permanență, mirosul este execrabil, căldura este groaznică, mai ales că era și o zonă de căldură, și pentru ca noi să înțelegem urâțenia iadului. Da, nu m-am îndrăznit să vă întrerup, pentru că sunt lucruri interesante pe care ni le spuneți, lucruri pe care nu le poți auzi oricând și oriunde, iar că astăzi am făcut o emisiune un pic mai relaxată din punctul de vedere al adicțiilor. Ați punctat exact ceea ce trebuia când trebuia. Și vă mulțumim că ați onorat această emisiune cu prezența dumneavoastră, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne urmăriți. Și dacă v-au plăcut cuvintele părintelui, noi vă invităm să le și ascultați și de ce nu să le puneți și în practică și veți avea doar de câștigat. Dragi telespectatori, noi ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Fiind luni astăzi, vă spunem să aveți parte de o săptămână plină de bucurii. Și nu uitați că Dumnezeu ne dă această căldură afară, poate pentru că la iarnă ne va fi foarte frig. Și să ne bucurăm de această căldură pe care Dumnezeu ne-o dă, să o binecuvântăm așa cum este ea. Părinte, Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim pentru prezență! Cu plăcere! La revedere! Doamne ajută! Cele bune și dumneavoastră și nu uitați că Dumnezeu este unul și este iubire. Asemeni, să fim și noi. La revedere! La revedere!